Bună și bine v-am găsit la Învinge Tava, eu sunt Joilie, eu sunt Alec Vasile și împreună încercăm să vă facem poftă nu atât de mâncat, cât de gătit. Dar e ok și dacă vă e poftă că ne ascultați pe noi vorbind despre mâncare, că ni se întâmplă și nouă de aceea mai și plescăim uneori. Des, bor. des, ni se întâmplă des. des. Podcastul nostru este susținut în acest sezon de Bonduel, că le mulțumim și dacă vi se pare că la acest episod ne auziți puțin diferit, poate nu auziți, poate nu vă pasă de asta, dar voiam să vă spunem că noi suntem într-un studiu nou, suntem în vizită la un prieten pentru că studiul nostru a fost dezasamblat odată cu mutarea biroului și încă nu a fost asamblat la loc. O să mă ocup, promit. O să mă ocup. <laughs> N-am <-au> niciun dubiu. <laughs> da. Astăzi vorbim despre leguma preferată a lui Alex. Cartoful. O să, pui son, o să pui niște... O să efecte, pun, no? o să da? pun, da. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> Noi avem această glumă de la episodul cu legume, când l-am întrebat pe Alex care e leguma lui preferat, cartofu, și cartoful, și am zis, dar cartoful nu este legumă. Eu știam de atunci că nu e legumă, dar... <laughs> <laughs> dar ești un rebel. <laughs> Și am zis că ar fi bine să începem prin a lămuri de ce nu este Evident că este o legumă, cartoful crește în grădină Este o legumă, este un tubercul care se folosește în alimentație Dar din punct de vedere nutritiv, el este mai aproape de paste și orez și pâine Pentru că are un o... componență în mulți carbohidrat și amidon Așa că de -aia, dacă ai mâncat cartofi prăjiți, nu se pune la porția de legume cum s-ar pune o salată bulgărească sau o supă cremă de mazăre sau brocoli la wok. Da, și pe lângă carbohidrați și amidon, mai au chiar și vitamina C sau vitac și vitac. potasiu. Da, dar toate chestiile astea diferă în funcție de felul cartofilor. Până acum erau doar două tipuri de cartofi în viața noastră, cartofii albi și cartofii roșii. Eu asta știu din copilărie, așa erau. Să iau cartofi albi sau cartofi roșii. Diferența e simplă, cel alb e mai bogat în ambidon, De aici și utilizările lui, dar după cei doi cartofi albi și roșii Am mai apărut în viața noastră cartoful dulce, Marea Revoluție, care de fapt nu e chiar un cartofi, adică singurul lucru care îl are în comun cu cartofii ăștia clasici pe de care vorbim noi, de faptul că este un tubercul și cam atât. Nici măcar nu fac parte din aceeași familie, deci uh -huh. nu sunt nici măcar verișori. Nici nu se pot cultiva la fel. Nu, nu, că altceva. Interesat. <laughs> Iar acum în viața noastră sunt foarte mulți cartofi. Avem albi, galbeni, roșii, mov, raset, mulți, 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 dar nu îi găsești decât foarte rar, mai ales împărțiți așa în, pe categorii? Da, eu, eu chiar am un regret că în, în rețetele pe care le citeam la BBC Good Food, îți spunea, îți indicat tot timpul soiul de cartof pe care da, ar trebui să-l folosești la o rețete. rețetă, da. Uh, și nu. <laughs> la noi, evident, existau doar albi și roșii. Acum, în ultimii ani, uh, din fericire, există distinția asta între cartofi. În funcție de la ce folosești, e da. pus să diferiți. Și poți să cumperi din supermarketurile mari pungi, mă rog, acest tăculeți cu cartofi cu o destinație foarte precisă, adică pentru uh, copt, pentru prăjit sau pentru uh, salată. Uh, și acum doi ani am intervievat un producător de cartofi, un, un mare producător de cartofi care face pentru unul dintre lanțurile mari de hipermarketuri din România, care mi-a explicat cum ce diferențiază tipurile astea de cartofi, adică cei de copt trebuie să se dezintegreze ușor, că na, ca și, sunt, sunt aceiași cartofi pe care îi folosești la piure. Da. Cei pentru prăjit trebuie să nu absorbă mult ulei și să nu se negrească, pentru că altfel riști să îi scoată oamenii din ulei înainte să fie uh, făcuți de gătiți, fapt, până, gătiți până, până în în, la mijloc. Uh, iar uh, cei pentru salată au um, o consistență mai cerată și trebuie să-și păstreze forma astfel încât atunci când la de salata, salata da, da? orientală sau ce faci, să nu se... aia se folosește și la supă. Da. Adică, în final, toți... Adică suntem într-un loc mult mai bun, măcar nu, nu ce să dar faci... Mai roșii și albe. Da. Nu să faci piure din cartof de salată, pentru că e foarte frustrant, am trecut prin asta. Da, da, da. Iar și din cartof roșii iese groaznic, este așa o chestie cu care poți să lipești tapet. Da, probabil că roșii sunt astea de salată, da. Adică, sigur, însă, culeți acum sunt probabil soiuri diferite, dar dacă ei îndeplinesc același scop, e ok că îi avem așa, da. Da, foarte tehnic asta mi-a plăcut. Dar ce ai făcut tu, practic, prima dată din cartofi? Sau cu cartofi? Sau cum vrei tu să zici? Am făcut. e Prima oară am gătit cartofi Vreu. Când aveam vreo 12 ani Împreună cu fratele meu am făcut tocană de cartofi uh, Mă rog, se numește Mâncare de cartofi, dar noi spuneam I -i Tocană de cartofi, ca da, da. așa știam uh, Eram singura acasă Am găsit cartofi, am găsit uh, Suc de roșii Sau bulion, sau nu știu ce era pe vremea aia Eu cred că bulion era Probabil că era bulion De acolo a rămas și fixația lui Costin pentru bulion <laughs> <laughs> Fată de tomate mi-aduc aminte că ne-am certat pe când trebuie să punem sucul de roșii sau bulionul în mâncare. El spunea că la sfârșit că altfel se întăresc cartofii. Eu nu mai știu cu... Eu aveam altă opinie, el învățase de la bunica sau văzuse el la bunica, nu știu, dar într-un final i-am mars. adică am ars mâncarea de cartofi, că nu ne-am gândit să și amestecăm în ea, <laughs> dar ce să zic, s-a mâncat, că părinții știi sunt suportivi și <laughs> da. <laughs> Dar după Hai aia n-am mai gătit mâncăm. vreo 10 ani. <laughs> Au fost ceva, foarte ceva, ceva timp. <laughs> da, și mă rog, astăzi de fapt gătesc destul de rar cartofi pentru că încerc să am carbohidrați diferiți în meniu, adică să fie în să fie orez, să fie și paste, să fie și... Um, și este și această demonizare a cartofului, dar... În, este, da, să știi că mie mi se pare din ce în ce mai prezent, prezentă în viața noastră și în, eu sincer nu înțeleg de ce, adică în afară de faptul că da, se mănâncă foarte mulți cartofi prăjiți. Da. Care sunt nașpa nu pentru că sunt cartofi, ci pentru că sunt prăjiți. prăjiți. Exact. Eu n-am nimic cu cartofi, adică dar da, n-ar trebui să mănânci doar cartofi, cum n-ar trebui să mănânci doar morcovi, da? Da, cred că atât faci de simplu. Potocaliu. <laughs> <laughs> da, așa. Uh, lucrarea mea de dizertație pe care n-am terminat acum, va fi despre asta. De ce ne teamă de mâncare? Uh, da, na, chiar dacă uh, nu gătesc foarte des cartofi, avem în casă cartofi, și când vreau comfort food, când vreau o mâncare care să fie să rezolve niște probleme emoționale, uh, fac cartofi prăjiți la airfryer, adică eu arunc în airfryer și se da, gătesc uh, adică nu decent. Prăjiți, de, la da, decent și mănânc cu telemea și cu usturoi aici, ca în copilărie. Da, cartofi prăjiți cu telemea și usturoi da. sunt extraordinar, Deci <laughs> îmi bălesc aici pe masă să vorbesc serios Este, este ce... Eu mai îmi păstrez Din când în când în rarele ocazii Când fac cartofi prăjiți Chiar dacă ei sunt garnitură pentru ceva Nu știu ce Îmi păstrez un pic o mână ca pe care să rad niște brânze Să mănânc cu usturoi Că e ceva Divin, divin, e divin E aproape ca pizza <laughs> dar uh, tu uh, cam de deci ai zis că nu gătești foarte des, dar când gătești și nu sunt prăjiți, ce gătești? Păi, eu chiar gătesc rar cartofi, dar când îi gătesc îi mănânc cu poftă, îmi plac cartofii. Iar uh, cea mai întâlnită rețetă de cartofi de la noi din casă este una simplă, nici nu știu cum să le spun. Sunt niște cartofi aurii așa, cu ceapă sau usturoi sau ceva și boia afumată. Deci îi tai pe cartofi în funcție de cât de mult vreau să stau să-i gătesc. De, de obicei sunt mai mișto dacă sunt mai mari, dar dacă n-ai timp o să-i tai bucățele mai mici, îi pui la fiert și pă, îi lași să se fiarbă, dar nu all the way, adică nu până la capăt, până se moaie puțin. După aceea încingi niște ulei în tigaie, pui cartofi, boia afumată și spre final pui ce vrei tu acolo. Poți să pui ceapă verde, ceapă uscată, leurdă, o, cam orice să le mai dea o aromă, îi scoți și poți fi o garnitură foarte bună pentru orice. Deci ăștia sunt cei mai, cei mai întâlniți cartofi și merg și cu niște telemea rasă sau cu niște parmezan deasupra și să dă mil inițial. Deja -de am. <laughs> da, e greu, e greu, știi. E foame! <laughs> <laughs> Dar faci și chestia aia. Ți-am dat un, un reel zile trecute cu o tipă care, după ce a fiert cartofi i-a agitat puțin ca să, ca să se facă marginile fluffy ca să fie o ca să fie să facă, suprafața mai mare să pe facă care mai mult da, da, să fac nu mai mult crunch, fac asta, nu, asta, nu, nu m-am gândit la asta până când am văzut da. rilul ăla. Da, să da. să faci discuri, pur și simplu, e foarte bine dacă îi pui imediat în digaie, să fie calzi. Dar ca, ca să continue da, gătirea, da. continue gătirea de unde au rămas. În rest eu i am făcut și după ce am mai lăsat un pic că mai aveam altceva de făcut da. și nu mai sunt așa de buni, că adică nu se mai, nu mai devin cranci atât de, de bine. Nu mai e la coajă aia, trancii nu mai e, dar sunt ok. Uh -huh. adică, să nu ne împiedicăm doar de atât. Da, <laughs> Da. care crezi că este cel mai subestimat fel de mâncare cu cartofi? Băi, la mine e foarte simplu. Cel mai subestimat fel de mâncare cu cartofi este cum ziceai tu mai devreme, mâncare de cartofi fără carne. Deci asta este care e o mâncare a săracului undeva acolo. Este. Era și pe când eram eu mic, decât că mi-a rămas acolo în memoria mea afectivă. Asta făcea mătușa mea la țară, mâncare de cartofi. Și mi îmi plăcea foarte mult și atunci, îmi place și acum, o mâncare de cartofi clasică cu bulion, și nearsă. Ne, -a, ne -a, asta, asta e, o, e esențial. Să știi că dacă prinde un pic la fund, nu e o problemă, are așa un pic de afumătură. Dar la secretul e atunci când, după ce o pui în farfurie caldă, să toci niște pătrunje, niște Secretul e atunci când o pui în farfurie caldă să toci niște mărar proaspăt. Aia este, deci e fix un flashback așa din copilărie, mirosul ăla și gata, sunt înapoi la țară, mâncând undeva la masă, afară, sub bolta de vie, deci extraordinar. Asta mi se pare, poate pentru că îmi place mie atât de mult, e atât de importantă pentru mine, dar e, mi se pare un fel de mâncare underrated, așa, cu cartofi. Pentru că e, e tot comfort food și se face foarte repede, foarte repede și foarte ușor. Și da. foarte ușor. Și bunica mea făcea tot timpul, că de-aia ne apucasem noi să facem Normal. tocană, cum ziceam noi, de cartofi, pentru că asta vedeam tot timpul că făcea ea pentru noi. Și uh, uh, e o madlenă foarte. Este, da. <laughs> uh, pentru că eu pun, pentru că mie nu-mi place mărarul, sau zic că nu-mi place mararul pun uh, pătrunjel în general, pe mâncărurile astea de cu cartofi și sos roșu. Dar când ai zis tu mărar, am zis, ah, asta lipsa De fapt, lipsea din lipsa mărarul proaspăt din asta, da. Uh, I'm sold. Da. Tu? Pentru tine ce e? E tot un fel simplu, respectiv cartofii copti și umpluți. Mm. Îi coci, îi tai la jumătate sau îi, îi separi sus acolo și îi scobești puțin. Da, da, da. Ca să ai, ha? îi sau umpli cu. Pur și simplu doar îi împingi așa marginile. Exact. Îi crăcănezi un pic. Îi crăcănezi, exact. Asta îi crăcănezi puțin. Nu vrei să asta. Nu eu. Stă aici o, fată civilizată. M-am înhăitat cu tine. pare. te Hai, atât <laughs> <to> avem. <laughs> și mă rog, scoți, scobești puțin și scoți puțin din cartof. Și la amesteci cu, poți să la cu foarte multe lucruri. Cu, mă rog, pe de mea, mi se pare că e Rechea perfectă a cartofului, poți să pui bacon prăjit, poți să pui usturoi, de busuioc, rosmarin, spanac, ce vrea sufletul tău. Mai fac asta și cu cartofi dulci, dar ignorăm acum cartofi dulci. Și mai bagi în cuptor încă 10 minute uh, ca să se amestece toate aromele alea, să se rumenească deasupra. Și este o, un fel de mâncare perfect, adică nu știu, nu înțeleg de ce nu se mănâncă mai des. Eu pun în newsletter, am pus săptămâna trecută și mai pusesem acum vreo șase luni și multă lume mi-a scris atunci când am pus nu vie să cred că n-am mai copți. făcut asta. Da, da, da. Și nu trebuie nicio aptitudine de a găti ca să-ți iasă cartofii nu, copți. Tot ce trebuie un cuțit pe care să-l bagi în ei să știi că sunt copți. Asta e tot ce trebuie să știi. Nu ai cum să ratezi cartofii copți. Și mie mi se pare că în lume nu prea face cartofi copți. Că și cartofii copți sunt foarte buni și așa și sunt buni și ca bază pentru multe lucruri. Eu fac cartofi copți într-un mod foarte simplu, îți pun și ție, îți spun și vouă, foarte simplu, spel sp bine cartofii, îi lași un pic într-o lamuiat în apă cu sare, cu coajă pe ei, uh -huh. să tragă un pic și așa coaja aia se mai întărește uh -huh. și o să-ți fie ușor să-i separi dacă vrei să-i separi sau e ușor să mănânci cu furculița sau cu lingurița din ei direct dacă vrei să pui ceva. Fii paci la cuptor, 220 de grade cu ventilație. Da, da, da. Undeva între 45 de minute și eu, sau o oră, dacă vrei, și cel mai bine ar fi să-i pui pe un grătar, astfel încât să ia căldura și de jos uh -huh. și să se gătească pe toate părțile, să nu-ți bați capul, să-i întorci, să faci chestii de genul ăsta, pur și simplu îi lași acolo și aia e. După când ți se pare ție că sunt aproape gata Îi scoți, îi un pic cu o furculiță Îi ungi cu niște ulei de măsline Sau cu ulei de floare Sau cu untură Dacă ai, iese, mm, iese da. da, 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 eu așa fac Dacă am Îi <laughs> mai bagi 10 minute și Aia e Asta cu timpii de la gătirea cartofului la cuptor diferă de la cartof la cartof. De și de da, și de dimensiune, și da. De -aia nu sunt așa exact, dar îți dai și tu seama, îi înțepi și dacă ți intră cuțitul, furculița, scobitoarea, degetul să nu încercați. Așa, deci dacă intră ușor în ei, înseamnă că s-au făcut și poți să faci din ei, poți să așa, poți să pui ceva înăuntru, poți să îi faci piure din ei și iese mult mai gustos. Orice și rețeta asta merge cu orice tip de cartof, ideal cu albi, pentru că sunt mai buni copți, dar merge cu orice cu cartofi și cu cartofi noi și cu orice fel de cartof. Apropo de cartofi noi, unul dintre felurile mele preferate cu cartofi este salata bombei cu cartofi noi și mazăre. Acum eu am un o, o dilemă etică dacă se mai spune Bombay sau trebuie să spune Mumbai și la salatele de cartofi, dar <laughs> <laughs> cred că e un mod eu, eu zic să rămânem pe Bombay Să rămânem pe da. Bombay, că așa am învățat exact. <laughs> că e un, e un mod și exotic și familiar de a găti cartofi și mai adaugă și legume, știi? Și aici poți să folosești mazărea congelată de abonduel, care beneficiază de tehnologia VAPOR prin care legumele care sunt deja pregătite în aburi și nu necesită gătire, uh, sunt uh, congelate și le cumperi așa. Și apoi trebuie doar încălzite 3 minute și le adaugi în salată. Și ținând cont că, Andrei, sunt destul de mulți pași pentru salata asta, uh, cred că îți salvează foarte mult. E super rapid, deci chiar, chiar pare super rapid de treabă asta. Da, e adevărat, trebuie să folosești și plita și cuptorul. Mai întâi fierb cartofii, apoi în 5 cuptorul și baș acolo, îi zdrobești cu o furculiță, cât de cât. Îi stropești cu ulei și presat condimente și aici, sigur, condimentele indiene, adică chimion și turmeric și ce mai vrei tu. Da? Eu, dacă, te, dacă rămâi la chimion și turmeric e bine, îi lasă să se rămânească bine, să se facă <coughs> crunchy, <coughs> ca să nu spun... Nu <coughs> crocant. ca să nu spun aia. și apoi pui peste ei, îi scoți din cuptor, da? și pui peste ei ceapă roșie marinată în zeamă de lămâie, orice verdețuri proaspete ai, coriandru, mă rog, tu Eu poți să sari, nu, da, dar pătrunjel și mentă neapărat. Știu că la noi nu prea se folosește menta da, în feluri, place menta, am mult feluri. Da, foarte multe feluri de mâncare. Dar în, mișto. cu acești cartofi merge foarte bine. Pătrunjel și mentă merg foarte bine și semințe de dovleac prăjite. Nu pun. Exact. Sparte, nu. Nu <laughs> așa. Mieși, ca să zic așa, da. <laughs> și mi se pare că cel transformă într-un fel complet. Adică, sigur, ai niște cartofi cu condimente care sunt foarte buni de unii singuri. Pui mazărea, știi? Mazărea de Bonduel este culeasă și preparată la abul și congeată super rapid ca să-și păstreze toate calitățile și proprietățile. Ca asta înseamnă tehnologia vapor care e folosită în exclusivitate de bonduel. Deci că nu mai trebuie să o gătești. E deja gata de mâncat, o încălzești 3 minute și o adaugi peste salată pui lângă o salată verde și ai un prânz cu absolut ce trebuie. Sună mm, chiar foarte bine. Da, Am făcut de foarte multe ori și cartofii de la turmeric au o culoare galbenă, poate... <coughs> e ok. Am încercat. Am văzut. <coughs> turmeric. E ok? Da. Um... Am făcut de foarte multe ori, și ce-mi place este că de la turmeric cartofii capătă o culoare galbenă foarte pronunțată, care se potrivește așa de bine cu verdele din mentă și din. Știu că ți place cu plating. Arată, este. este... Pop plating este. <laughs> este excelentă. Chiar arată foarte bine, tânăricu, de o culoare foarte mișto la toate lucrurile pe care îl pui. Deci da. e chiar foarte. Și pare un fel de mâncare mult mai fancy decât este, este știi? Da. da. Dar care este cel mai fancy lucru făcut de tine cu cartofi? Oh, cu cartofi. Eu fac niște cartofi a căror bază a venit de pe net. Viața noastră. am văzut ceva de genul ăsta, după aia am, am combinat și testat în mai multe feluri. Sunt un fel de dofinoaz, dar reinterpretat. Tot așa se taie cartofii ferii subțiri, ca la chipsuri. Îi lași la muiat câteva ore bune în lapte gras sau e de preferat în uh, smântână de gătit. Oha! Da. <laughs> <polu -ța. laughs> da, nu te încurci! <laughs> N-am zis că slide sunt buni. Asta. Îi lași câteva ore, apoi îi stratifici. Eu, de obicei, îi fac într-o tavă de chec. Uh -huh. Pentru că mi-e mult mai ușor după aia la pasul 2. Îi uh. așez așa în straturi îi pun, te să pui o greutate pe ei, asta este esențial. Mm. Când îi bagi, pun folie de copt ca să fie lene să curăți după aia tava foarte tare și să răcăi. Folie de copt, stratificat cartofi. dacă vrei neapărat să le dai în cu aromă, poți să pui în ei un pic de ceapă tocată, ceapă verde tocată, dar puțină ca să nu se desprindă cartofii. Mm -hmm. Și îi bagi la cuptor cu o greutate deasupra. De, cel mai simplu să pui o altă tavă de, de uh, cer da. sau cozonac deasupra cu ceva greutate înăuntru. O caramidă. De... Da, o caramidă, o piatră. Ce-ai și tu <laughs> greu pe acasă? <laughs> și îi bagi la cuptor să se facă așa 50%. După care îi scoți de la cuptor, scoți cartofii care s-au copt și s-au presat, îi tai bețișoare așa la vreo 2 cm lățime de și din... după aceea you deep fry them. Oh! <laughs> <laughs> și este ceva extraordinar pentru că interiorul e destul de, de fluffy așa. No. Iar exteriorul este foarte crunchy și crunchy e în mai multe leere pentru că ei sunt stratificați și poți să-i servești cu orice. Eu de obicei mănânc cu smântână și cu usturoi. Da. <laughs> <laughs> și e, eu am zis, am zis că e. Da, da, nu, da, nu, nu am zis că e bun. Da, de, da, nu ne, hai să ne prefacem că aici dăm rețete light. <laughs> nu, nu, chiar nu ne prefacem. Eu... <laughs> uh, Mi-am și pierdut și rugându lor. <laughs> Am rămas la fancy Fancy potato Ce, ce facem de... noi F fancy din cartofi? Tu ce faci fancy din cartofi? Hasselback, cartofi acordeon Îmi place foarte mult să-i fac um, Trebuie să tai, adică tai cartoful felii subțiri, foarte subțiri de 1-2 mm, dar nu-i tai de tot. Trebuie să, dacă folosești două creioane, de exemplu, de o parte și alta a cartofului, poți să tai la înălțime egală, astfel încât partea de jos să rămână unită. Uh -huh. Și apoi îi ungi cu unt topit, cu ulei, pui condimente ce dorești și le dai la cuptor și se fac în destul de mult timp, cam o oră la 200 de grade. Mă rog, de, păi, cum ziceam, devină, adică, depinde de dimensiunea cartofului și așa, dar vrei să fie făcuți bine tot și să se și facă puțin uh, să se rumenească așa, pe, pe marginea subtilică. Și apoi um, ce este foarte mișto e că cartoful în sine poate să fie fad, mai ales ăștia cerați sau așa, da. să nu au foarte mult gust. Sigur, uleiul ajută, dar Ajună. T -a, t -a, t -a. Ei în sine nu au foarte mult. gust Ori în momentul în care crezi atât de multă suprafață care să absoarbă condimente, deja nu mai chestia nu mai tehnica, nu ce pui neapărat pe ei, dar nu mai tehnica asta face să crească foarte mult nivelul de gust, nu știu, experiența pe care ți-o oferă. Și este și o experiență tactilă, adică au te are texturi diferite în diferite puncte ale sale, și faptul că are foarte multe arome băgate da, eu de ajuns recunosc. peste tot. Că am făcut o singură dată chestia asta la Idealul David. A văzut asta tot așa pe net și nu am făcut decât patru cartofi pentru că s-a plictisit extraordinar de proces. Asta <laughs> au, da. au fost foarte buni, dar foarte puțini. Deci, dacă. Te apuci, trebuie să faci mulți ca să merite mm. efortul. Durează mai mult, dar nu mult mai mult. E ca la o supă. Știi? Să faci o supă mică, dar la fel de mult să faci o supă mare. Da. Mai bine o faci mare și mănânci mai mult de ori. Uh, da, mie, la final mie îmi place să pun, să știți, mântână și chives, adică <laughs> sau cum, cum zice la supermarket și vas? Și vas da. <laughs> nu știu de ce. Și arată absolut spectaculos. Adică arată, asta da, e un cartoc pe care poți să-l pui pe masa de Crăciun. Da, este chiar adevărat. Arată uh, chiar foarte bine. Și da. și foarte bun. Este foarte bun. Dar, serios, cu tehnica asta cu creioane de puse în stânga și în dreapta, nu mai uh, durează atât de mult tăiatul lor pentru că, știi, nu trebuie să te gândești unde să te oprești. Te ajută varat, ei să te. Uh, Ca altfel, da, poate să fie plictisitor. Înțeleg, da. Da. <laughs> PDS. Știi în cuvinte în engleză, se da, da. pare mai multe decât în română. Apropo de gust și de faptul că cartoful este... Poate să fie și el o tabula rasă, așa în materie de gust și poți să adaugi pe să construiești foarte multe profiluri de aromă. Uh, pentru asta uh, am invitat în episodul de astăzi pe prietena noastră Lara, uh, care este, dacă vă vine să credeți, expert în arome. <laughs> Ea, de fapt, este maestră în arta brutăriei în Austria, unde s-a și format, dar recent s-a specializat în o profesie care se numește analiza senzorială a pâinii, care înseamnă că a învățat enorm de multe lucruri despre gusturi și arome și cum se pot combina, lucruri care se aplică atât la pâine, ce facem în fiecare zi când îi învață, îi pe brutari să-și finiseze, să-și rafineze rețetele de pâine ci se pot, aceleași principii putem să le folosim și când vrem să facem din cartof o vedetă sau din, nu știu, alte, <gânte> alte feluri de în cazul ăsta, Cartofi, da. Cartofi. Să ascultăm. Bine v-am găsit. Sunt Lara Șuț, maestră în arta brutăriei și expertă în analiza senzorială a pâinii și uh, somelier de bere. Uh, și cam atât Doar aprind Ne Doar atât. <laughs> tot Pentru că a, a spus că e somelier de bere Pentru că ciceron Sunt așa Da În Europa Ne chemăm Somelier de, de, de bere Știu că am mai discutat tot, Despre asta da. În stat de Dacă da. Aveam ocazia Eram ciceron Cicero Mă scuzați, eu am învățat cuvântul, ce era recent de la voi. De... Da, de, de la mine și nu m-a crezut că există. Da, 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 -am. <laughs> da nu am crezut. Toma necredință. Nu, cred că el era. <laughs> păi poți să le spui cum ai învățat să faci meseria asta de analistă senzorială, doar sună foarte <laughs> foarte <laughs> braviașă. În germană e un singur cuvânt și anume protsenzoricărin. Uh. Ceea ce explică tot, la momentul în care trebuie să-l traduc în limba română, e un pic așa... Spus că te feminizezi și... <laughs> da, da. E, da. Um, oarecum simplu, uh, inițial am văzut un anunț în ziar, m-am gândit, oh, wow, pe urmă am uitat <laughs> treaba asta, după care am văzut încă o dată anunțul în ziar după câteva luni, Uh, am încercat să mă înscriu, n-a fost posibil, pentru că erau toate locurile ocupate. A durat 2 ani până am reușit să mă Oh scriu. my God! A, deci era ceva ce lumea își dorea. Ah, Bă, nu că erau aia. și puține, puține locuri. Uh, și doar două landuri austriece în care programul ăsta era disponibil și bine în continuare, tot așa. Locuind în Austria, mm -hmm. da, asta, în Sucine, da. În apropierea Vienei. Uh, a durat doi ani, până la urma am reușit să mă înscriu și a fost, cred, că, cea mai bună decizie pe care și putut să o iau vreodată. Mi-a schimbat atitudinea față de pâine și uh, vis a vis de alimente în general și de cum le percepem din punct de vedere senzoric. Nu am cuvinte de ajuns de mult să, să, să exprim. Cât de mult mi-a plăcut, cât de mult am învățat și ce repercursiune a avut, că și somelierul de bere, de fapt, e cumva o consecință logică a acestui program. Ai trecut la lichide. Am trecut la lichide. Din punct de vedere istoric, berea și pâinea au strămoși comun. Absolut, nu știm ce a fost mai întâi, berea sau pâinea. Așa că foarte multe puncte comune și foarte multe arume în comun. Sunt și foarte multe elemente constitutive comune, da. Așa că, da, o decizie <laughs> Și ce ai învățat, concret? <laughs> Am învățat de la istoria pâinii în lume și în Austria, um, de la tehnologia luatului la analiză senzorială, ce, ce înseamnă mirosuri, uh, gust, um, cum se simte din punct de vedere tactil în mână, ce texturi simți în ură. Um, Ne-au chinuit foarte mult cu aranjarea culorilor de la cea mai închisă la cea mai deschisă sau de la cea mai deschisă la cea mai închisă o oh. un la care trebuie să recunosc că femeile au un avantaj. Absolut, dar e uh, medical, e medical de <gătări> A fost foarte drăguț, so, bineînțeles, acuzațiile de rigoare, pe păi, sigur, voi mergeți la shopping, știm, cu toți 10, 10 bluze albastre și voi spuneți, vai, dar sunt 10 bluze de 10 nuanțe diferite. De -atru. păi a, sunt, da. Chiar... Sunt. Ah. Eu am încredere. <gătări> Da, uh, foarte mult blind tasting și asta a fost un challenge deosebit. Asta, azi, de ce a fost greu? Uh, știu că avea o poveste cu Sarea, care Da, da, spus da. da, mine da foarte da. tare, că nu le cunoșteai. să. Da, mi s-a întâmplat un moment dat. Asta a fost un blind tasting, uh, acest uh, exercițiu de memorie și de lingvistică în același timp dar și de abilități de a, de a recunoaște fizic mirosul respectiv. Um, simt mirosul ăsta, îl cunosc, dar nu știu să spun ce e. Și să antrenez lucrul ăsta a fost da, 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 cred că e. deosebit de greu. Um, sunt și nuanțe, de exemplu, între ananas și banană, la un moment dat, nu știu. Se, se întreb Um, iar povestea cu săratul e în felul următor La un moment dat uh, eram la o analiză de, de pâine uh, Și m-am contrazis cu absolut toată lumea Nu eu simt foarte puternic amar um, În momentul la care a trebuit să stau eu și să, și să, să gândesc drept Atâta vreme cât 11 alți oameni spun, nu, este sărat și nu se simte amar, trebuie să te dai singur afară. <laughs> deci te că este o limitare ta? Da, de, cu de siguranță, pe... de pentru de... că era... Majoritatea cuvârșitoare au spus e sărat și am ieșit uh, din această testare, am redus dramatic sarea din alimentație. Din alimentația ta. Dramatic, adică... Aproape către zero, câteva săptămâni bune ca să mă redresez, și pe urmă s-a reglementat totul. Adevărul că este și sare prezentă în aproape toate alimentele pe care le consumăm. E foarte greu, da. Și e foarte greu să-ți dai seama de cantități și de prezența ei acolo, și mie mi se pare groaznic. Și mai ales când trebuie să-ți dai seama dacă nu știu, să, să evaluezi diverse niveluri de sare în exact, exact. Produce, în care e cel mai sărat, care e cel mai puțin sărat și să, le, să, le, să, să aranjezi practic șase produse de la cel mai sărat la cel mai puțin sărat, iar pentru mine erau toate amare. <laughs> erau ce mai capcană, de fapt nu erau sărate, de așa? Nu. No. No. <laughs> uh. De unde vin uh, greșelile pe care le face lumea în general în procesul de a găti? Uite, uh, întrebarea asta ne punem și noi foarte des când, uh, când lucrăm și unul dintre răspunsurile surprinzătoare sau poate chiar foarte puțin surprinzătoare uh, este temperatura. Make sense. Așa. Temperatura. Cel puțin, atunci când vine vorba de fermentarea pâinii, da, cei că pornesc deja de mai dinainte, de la momentul la care eu amestec ingredientele pentru pâine, trebuie să am foarte mare grijă la temperatura apei, la temperatura făinii. Temperatura făinii nu prea pot să o controlez pentru că dacă am o instalație foarte un mediu mare, ambientul și atunci ce pot să fac? Dacă chiar și acasă la noi nu pot să bag făina în frigider, de exemplu, ca să-i reduc temperatura sau, nu știu, să o bag în cuptor ca să-i cresc temperatura și atunci trebuie să controlezi din apă. Eu să știi că, atunci când fac alat fraged, care trebuie să fie rece și să nu, ca să nu dezvolte gluten deloc, țin făina în congelator o oră și o, o fac împreună cu mântul, tot din congelator la robot. Deci asta în condițiile în care da. în cantități mici, da. mici, cea neastană. Da, da, da când trecem la cantități mai mari, e un pic mai dificil, dar încă o dată asta dovedește că temperatura contează foarte mult. Fie că e vorba de pâine, fie că e vorba de un aluat fraged, fie că e vorba pur și simplu când gătim ceva, dacă e flacăra mult prea mare sau nu mult prea scăzută, depinde, obțin un alt rezultat final. Un alt rezultat final care înseamnă nu numai aroma, dar și textura produsului. Da, și textura și consistență, toate lucrurile sunt... Se uh... foarte mult și percepția gustului. Ah, corect. Și atunci, iată, un, sfatul meu ar fi temperatură, temperatură, temperatură. <laughs> <de oră. laughs> um, și um, lucrurile astea pe care le-ai învățat, cum le aplici? Că, știu că tu lucrezi cu brutal și ajut să-și corecteze rețetele sau să-ți dezvolte rețete noi, dar în orice caz, faci mult troubleshooting. Da, bine oamenii care nu știu de ce nu este pâinea așa cum au planificat-o ei. Cum faci asta? Adică, cum reușești să identifici de, 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 de tu? <fie> Detectivistica asta? <fie> să o <lași> cu greșeală. <fie> <fie> Detectivistica asta de, uh, de, gust? Poate în, în capul meu sunt foarte subiectiv și nu-mi dă seama cum standardizez și ai o metodologie. Uite, atacul un uh, subiectivul, eu um... E o poveste uh, în urma care mi s-a spus foarte des că sunt brutală. <laughs> Le-am spus multor colegi: uh, nu mă interesează opinia voastră personală, vreau o opinie obiectivă. Atât cât este posibil omenește să fii obiectiv. Deci, tu, când intri să, să evaluezi un produs opinia ta față de acel produs, poate ție în viața personală nu-ți place să zicem pâine de secară 90% secară neagră, trebuie să lași lucrul ăsta la ușă. Nu interesează pe nimeni și trebuie obiectiv să te gândești care este profilul. Ce e corect și ce e exact greșit cu produsul respectiv. Pui. În afară de asta, există în brutărie un set de greșeli practic avem, să zicem așa, un cift da, da, da. pe care îl știe toată lumea uh, și iar greșelile pot apărea din fermentare, din asocierea greșită a condimentelor cu făina respectivă. Pot fi greșeli la coagere și atunci investigăm exact cum ai spus tu ca un detectiv, vorbind și cu oamenii care produc pâinea respectivă ce ați făcut. Uh, răspunsul la fel ca și data trecută sau la fel ca de fiecare dată, de obicei ne face să muspecim, pentru că trebuie să fie ceva ce au făcut diferit. Că au schimbat făina, că au schimbat cuptoarele, că au schimbat personalul. Uh -huh. Eu sunt responsabil e pentru malaxoare, nu responsabil pentru cuptoare și atunci pentru că aceeași greșeală poate proveni din, din mai multe surse și atunci nu poți să spui din start, ah, asta este cu siguranță o greșeală de fermentare s-ar putea să fie pur și simplu o greșeală de coacere, că au avut temperatura nepotrivită la cuptor. Dar investigând și punând întrebări, în afară de analiza strict senzorială pe care o faci când te uiți la pâinea respectivă, cum arată, cât e de crescută, ce miros are coaja, pe urmă o tai, cum se simte când o tai, cum se aude când o tai, ce îți spune miezul, E bine dezvoltat, e mai puțin uh, dezvoltat, nu e dezvoltat deloc. Ai inserții de făină, nu știu, ai cocoloașe. e prea compact, e, da, e da. o grămadă de lucruri. Și atunci, chiar faci muzică de detectiv Chiar mi-a plăcut ideea asta și o să mă hai, hai. <laughs> Asta mi-aduce aminte de toate întrebările care apar pe grupurile de gătit pe Facebook, în care oamenii spun am încercat rețeta de obicei la Jamila. <laughs> Care, mie mi se pare că dă niște rețete extraordinar de clare și totuși unor anuleze, că probabil n-au suficient experiență. Am încercat rețeta de cozonac și nu mi-a ieșit. Ce am greșit? Dar nimeni nu se gândește să spună ce a făcut. Exact. Că nu ai cum să-ți seama exact. ce ai exact. greșit dacă nu știi ce. Și apoi, din urmare, răspunsurile sunt de... absolut... Variate, da, Loza. Uh, era uh, drojdia expirată. N-ați folosit făină bună, n-ați frământat... Deci, toată, toate răspunsurile vin imediat după o întrebare atât de vagă și uh, mai încercam uneori, unde spuneam, spuneți ce ați făcut sau cum ați cerut ca să facă dar nu... Uh, dar ne să-ți imaginezi, uh, mai ales când nici nu vezi, da, păi, na, când vezi mai... mai când vezi poți să mai speculezi, dar uh, întotdeauna e bine să știi ce a făcut unul respectiv, pentru că se întâmplă, cel puțin în, în aria asta, hobby, se întâmplă cele mai spectaculoase. Întotdeauna, deci eu nu cred se că am... și la profesioniști, nu, mm, mm, nu suntem... Mă. Eu sunt ferm convins că n-am făcut un lucru la fel de două ori. Deci nu am gătit o rețetă în aceleași condiții de două ori. Este a... a... e... imposibil. Nu, dar chiar dacă ai vrea, pur și simplu, nu poți să gătești un lucru la fel de două ori și filozofic vorbind, nu că ești în alt moment în <grafi> nu viață. Uh, dar uite, vorbim de la nivelul ăsta de amatori. <grafi> ce ar trebui să știm când gătim fără rețetă sau când adaptăm o rețetă? Uh, ca, să, ca, să, nu stricăm și spun de unde vine întrebarea, că uh, cineva în pe link de Facebook al Newsletter i-a întrebat dacă poate să ne l asta într-o rețetă care era pe loc să spună mor of vită. Și eu am zis, da, pentru că nu vreau să-i demoralizez pe oameni, dar m-am gândit foarte mult la gizetă și mi-am zis că a fost o rețetă de greșit ce pentru că sosul de la cenzul brocoli cu vită sau vită era dulce, a făcut cu sos de soia și cu zahăr tron și era un special ca să complementeze, complimenteze, cum vrei să spui, uh, din blocuri. O dacă pe mod care sunt dulci și apoi îi și sunt și mai dulci, este o dulceață covită, ceea ce nu cred că a fost, nu, nu am mai dat de dacă i-a plăcut sau nu, dar uh, când, dacă suntem singuri cu rețeta și avem a. în mod cop și nu avem brocoli, așa trebuie să ne gândim creci, uh, Crezi, ca om care se găsește la, la, construcția posturilor ar trebui să ținem minte că în momentul în care înlocuim oricare din ingredientele respective, deja vorbim despre o altă rețetă. Hmm. Asta ar trebui să ne fie clar în pentru că nu pot să înlocuiesc merele mere, pere și să pretind în continuare că un de mere. Um, nu pot să înlocuiesc făina de sencară, făina de grâu și să mă aștept o pâine de secară. Pâine de secare, de asemenea, nu pot să înlocuiesc măina de grâu cu, pâine de seca, cu o făină de secară și să mă aștept să, să, iasă o ciabată aerată. Da. Da? Iar la vestea asta cu gătitul fără rețetă, m-am întrebat adesea ce înseamnă să gătești fără rețetă și cumva răspunsul mi l-a dat un foarte bun prieten care m-a întâlnit săptămâna trecută la Viena și care a zis un mare lucru, în opinia mea, și anume, în, zi în zilele noastre, bunicile și mamele sunt o carte de bucată sau internet. Da, da, așa este. Și m-am gândit, aha, fii atent ce înseamnă asta, atunci când susținem, vai, dar mama gătea fără rețetă, ceea ce mama mea, de exemplu, chiar face, e bine, fără rețetă nu înseamnă neapărat fără rețetă. Pentru că ea, de fapt, cunoaște. Este o repetiție. Este o repetiție este o succesiune de proceduri pe care ea le știe de la bunica, de la mama ei, și aia este o rețetă nescrisă. Exact. Până la urmă e o rețetă nescrisă. Eu încurajez pe toată lumea să-și să, -și, să -și lase creativitatea liberă și, și să aibă curajul să încerce, dar de asemenea să țină cont și de ideea Că se poate întâmpla să nu iasă. E eu, o eu risc al meseriei. Exact. Dar să nu te lase descurajați, pentru că Roma nu s-a construit într-o zi. zi. Da? Și atunci repetiția ne învață. Nimeni nu s-a născut învățat. Bunicile noastre învățau să gătească de când erau mici, da. 10 ani, da, 9 ani, nu știu. Una dintre mătușile mele, care este unul dintre modelele mele pe partea de, de brutărie, femeia asta a cop pâine de la șase ani, pentru că era cea mai mare dintre surorile mamei mele. Nica mea pleca la câmp, era brutărița ad hoc a satului, deci era ocupată cu alte de lucruri și atunci mătușa mea a rămas să aibă grijă de cospodărie și de ceilalți copii cum am putea noi să intrăm în competiție cu o femeie care te viște și cu de, de ani, an, da. An, și să ne gândim, dar ea a făcut lucrurile astea întotdeauna fără rețetă. Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Asta zic că ar fi bine să ținem minte și să nu ne lăsăm descurajați, mai ales în epoca asta a internetului în care vedem pâinile perfecte, dișurile perfecte, aranjamentul perfect, settingul perfect, și toată lumea are senzația că, fai, dacă nu mai a ieșit din prima... Uh, ceva e în, în neregulă. Stare, da? Da. Să nu mai încerc. Da. Îmi zice mie o prietenă în rău, dar eu nu sunt în stare să coc și eu întreb, uh, draga mea, dar ce ai făcut? Timea, te salut cu această ocazie. <gântu -i> dar ce ai făcut? Păi, eu, da, da, ha, 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 păi sigur, știi tu, iarăși nu am, repet, nu am respectat rețeta. <gântu -i> Dar ea e perseverentă uh, și o recomand exact modelul ăsta: să perseverezi, să vezi ce îți place, să vezi unde poți să te descurci și ce trebuie să să abandonezi. Uh -huh. Și până la urmă, totul o să Nu cred că există un om care nu e în stare să coacă sau care nu e în stare să refacă. Și eu, și eu cred la fel. Da, nu știu, pe la fel de aia. Eu am văzut că la newsletter de multe ori îmi știu oamenii, nu știu să gătesc, dar am făcut asta și a ieșit. Ceea ce dovadă ce mai bună, poți să gătești. Da, Și uite că newsletter-ul tău este, poate, exemplu cel mai bun de rețete accesibile, că nu să mă apuc acum, eu nu știu să, să citesc un aluat, nu știu să citesc nici măcar o rețetă, dar mă apuc din start să fac croissant. Da, da. De de la zero. De la zero, da. Mă rog, fi niște genii Eu, eu chiar nu cred asta. Deci nu, mai ales la croasante chiar nu cred. Dar iată că există, cel puțin în zilele noastre, aceste soluții, rețete accesibile, pe care dacă le urmezi, chiar ai șanse, să-ți da. Și atunci să, să te încurajezi și mă în asta. Uh. Eu mă întrebam ce am putea să facem noi ca să ajungem măcar la 5% din cât știi tu despre lucrurile și nuanțele gusturilor din mâncare, din gătitul nostru de acasă, așa. Păi cred care că, ar fi exercițiile? Cred că sunt niște exerciții extrem de simple și chiar ful, trebuie să o menționez pe bunica mea, care a fost așa un bun... Și în continuare, deși nu mai e pe pământul ăsta un, un mare exemplu și o mare motivație pentru mine, cum ne trimitea în grădină să aducem fie leuștean, fie pătrojel, cele două tufe fiind mereu una lângă cealaltă, iar noi stând acolo și întrebându-ne care-o fi ciuc. care care. Și soluția ei a fost una foarte simplă. Știți ce gustare are leușteanul? Da. Știți ce gust are pătrojelul? Da. Știți cum miroase? Da. E, luați o frunză din fiecare striviți-le ușor în, a, între degete, mirosiți-le și asta o să vă spună... Cine e cine, cine? Cine, cine? E, exercițiul ăsta îl recomand inclusiv cu copiii. În momentul în care, știu, mâncăm și noi ca adulți, mâncăm o felie de portocală și eu chiar fac lucrul ăsta în, în, în mod repetat și în mod activ, închid uneori ochii mușc și în felia aia, o meslec și mă gândesc, aha, ortocală, ortocală. Pentru că este... Îți rămâne, da. Între mirosul care se duce și retronazal, din interior, da, da, da. interiorul gurii guric. Către, către nas, mirosul pe care îl ai frontal, Ustu? Aromele. Da. Dar. da. dar și asocierea asta lingvistică. Hmm. Cu ceea, cu ceea cu ce e băgat în. Este da, importantă, da. importantă pentru că foarte des am auzit colegi spunând-mi uh, când intrau în training, și am fost și eu la rândul meu acolo, recunosc Dar nu, știu știu. Știu. nu știm ce e. Recunosc gustul, dar nu știu să spun ce e. Și pe urmă când ți se spune ce e, exact, dar cum nu l-am recunoscut? Așa că aș, aș zice cu orice, de la, de la condimente, nu știu, un pic de cimbru. Uh, un pic de leuștean, un pic de pătrunjel, absolut orice, un pic de nucșoare, de curiozitate. Uh -huh. Toate exersate în mod conștient și asta ne, ne îmbunătățește viața, ne îmbunătățește relația cu alimentele. Învățăm să apreciem mult mai bine combinațiile de arome, de arome. Și o să vedeți că, că într-un final, chiar reușești să faci în capul tău. O, o listă de ingrediente. Ce arată tu această sinfonie de gust? Pentru că îți dai seama, aha, asta merge cu asta. Dar dacă oare asta merge cu asta, hai să cer. Da, cer. Dar îți vocabularul și senzorial și de cuvinte. Da. Pe deasupra ți exersezi foarte bine și memorii. Da, cu siguranță. Pentru copii recomand din suflet aceste exerciții cu copiii în momentul în care le dăm ceva să mănânce, să întrebăm, dar ce gustare? Dar ce simți când muști din morcovul ăsta? Ce textură? Și le place. Ce gusturi, da, da, da. Ne recomand și să să citim sau să vedem sau să mâncăm? <laughs> uh, V-aș recomanda în primul rând ceva de ascultat, că e foarte, uh, foarte ușor și dacă toți suntem la un podcast, uh, Chiar vă recomand un podcast. Uh, The Splendid Table a republicat de curând uh, episodul cu Harold McGee uh -huh. uh, despre cartea lui Nosedive. E o conversație savuroasă mm. care merită ascultată. Uh, recomand cartea acelui aș Harold McGee Nosedive. E un pic mai nerdy așa, dar cred că merită să încercăm să Merită ori... efortul. pe um, urmă, cartea în um, întotdeauna mă boticnes la acest nume. Nicky Segnit, The Flavor Thesaurus, Thesaurul uh, ar, Se găsește pe toate platformele mari de shopping online. Vine și cu uh, uh, un cheat sheet un cealți, un așa, un wheel, <laughs> ca să vorbim, neauși uh, al aromelor. Uh, și ne recomandă foarte multe combinații, ce merge cu ce. E, o, Asta e foarte mișto, da, da, da. O lectură savuroasă, dar și un ghid extrem de folositor în bucătărie. Al aromelor. Aș zice. Uh, și uh, de mâncat, aș zice... Curaj în a încerca lucruri, lucruri noi. Lucruri noi, de a încerca um, să mâncăm conștient și să mirosim conștient. Și de fiecare dată când avem acces la un bazar de condimente, <fie> <fie> cu cea mai mare curiozitate să, să, să încerc. Să dive in Exact. Pentru că, încă o dată, e o experiență și sufletească extrem de, uh, de, caldă, de aducătoare de bucurie și ne folosește și pe mai târziu. Mulțumim! Mulțumim mult! Și eu vă mulțumesc! Mulțumim, Lara, pentru tot ce ne-ai povestit. Sperăm că v-a plăcut episodul. Uh, ta va este susținut în acest sezon de bon duel. Hora le mulțumim! Și, de asemenea, le mulțumim prietenilor noștri, Simona Popa, care ne ajută să ne organizăm gândurile și uh, Octavian Coman, care ne-a oferit studioului de înregistrări. Mulțumim, până... Tavi! Mulțumim, Tavi! Uh, până când le refacem pe al nostru. Altă de bara. <laughs> Asta ne e soarta! <laughs> ne descurcăm excelent, noi ne bucurăm că ne ascultați de fiecare dată și ne auzim la următor. Uh, când vom vorbi despre pui-pui. Pui-pui! <laughs> La Være vedder.